Traficul se desfășoară la această oră cu dificultate pe autostrada București-Pitești, chiar la începutul mini-vacanței de Crăciun, din cauza unui accident care a avut loc la kilometrul 19 pe sensul de mers spre Pitești. Trei mașini au fost implicate în acest accident și există mai multe victime care primesc îngrijiri medicale la locul accidentului chiar în aceste momente. Mai multe informații are subcomisarul Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic. Bună ziua, ce s-a întâmplat? Bună ziua! În ceea ce privește autostrada București-Pitești, informăm că din cauza unui accident în care au fost implicate trei vehicule, circulația pe sensul către Pitești al acestei autostrăzi se desfășoară doar pe banda numărul 1 la kilometrul 17 în zona localității Ciorogâr, la județul Ilfov. S-au format coloane de autovehicule, potrivit primelor date, o persoană a fost rănită. Au mai fost accidente, evenimente rutiere astăzi, în această dimineață, pe mai multe drumuri din țară. În județul Covasna, circulația pe drumul național 11 s-a reluat în condiții normale, din pricina unui accident în care au fost implicate 5 autoturisme. Traficul fusese întrerupt pe ambele sensuri între Târgu Secuiesc și Cernat. Acum circulația a revenit la normal și se pare că o persoană a suferit leziuni grave. Sfătuim, dacă timpul mai permite, aș dori să mai fac câteva precizări. Vă rog, dacă știți care sunt zonele cu probleme, este foarte important ca românii să știe, pentru că mii de oameni pleacă la drum astăzi. Aș dori să mai fac câteva precizări, dacă se poate. În primul rând, sfătuim șoferii care se deplasează pe autostrada A1 Arad-Nădlac, în județul Arad, să conducă prudent, să utilizeze luminile de întâlnire, să mărească distanța de siguranță față de vehiculele dinainte și să nu se hazardeze în efectuarea unor depășiri periculoase, întrucât traficul rutier pe acest tronson se desfășoară în condiții de ceață densă. În județul Sibiu, circulația pe DN7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu a revenit la normal. Amintim că din cauza unui eveniment rutier în care au fost implicate două tiruri, traficul s-a desfășurat dificil pe un fir alternativ la ieșirea din localitatea Tălmaciu către Boița. Evenimentul nu s-a soldat cu victime. Și în județul Hunedoara a fost o problemă astăzi pe DN7, un accident între un tir și un microbuz în zona localității Mintia. Potrivit ultimelor informații, doar două persoane au suferit leziuni mai grave și acum, vă spuneam, circulația a revenit. Avem în acest moment, mă iertați, avem chiar primele imagini de la accidentul produs pe autostrada București-Pitești la kilometrul 19, repet, pe sensul de mers spre Pitești. Ați văzut, o mașină a ieșit din decor, alte două sunt ciocnite chiar pe mijlocul autostrăzii. Nu se mai trece pe sensul celălalt pentru că sunt delimitate sensurile de mers. Slavă Domnului, pentru că altfel s-ar produce accidente cu urmări mult mai grave. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Drum bun tuturor românilor care pleacă astăzi în vacanța de sărbători. Continuăm.